pe românește. Auzim din nou de bine. A o duce bine din condei înseamnă a se exprima cu ușurință în vorbire sau în scris. Și chiar a se dovedi abil, diplomat într-o anumită împrejurare. Ne folosim de dicționarul de argou al limbii române, apărut la editura Niculescu în 2007 și reținem o seamă de expresii. A o plezni bine se folosește pentru a spune sau a face ceva foarte potrivit într-o anumită situație, într-un anumit moment. A o ticlui bine ține loc de a da unei afirmații mincinoase aparența de adevăr. Atenție însă, a ticlui înseamnă a aranja, a așeza. Un context. Copiii au nevoie, de acasă, de mesajul ferm că la școală mergem ca să onorăm munca până la capăt. Iarăși, nu vorbesc de școlile disfuncționale, ci de categoria aceea de părinți și medii de educație care încă funcționează. În interiorul ei există iluzia învățării ca o joacă, în timpul căreia copilul este un spectator al unui show titluit bine de pedagogi. Nu, copiii care ajung să învețe bine pe termen lung nu sunt numai isteți, bine distrați la școală și bine îngrijiți acasă. Sunt și verificați, organizați și responsabilizați. Oana Moraru, edupedu.ro. Alte două expresii argotice. A da bine cu bucata se folosește pentru a reda o lovitură cu pumnul. A unge bine pe cineva înseamnă a bate zdravă pe cineva. All right, cum s-ar zice prin alte lumi sau pe la noi. All right în engleză, totul e drept, totul e bine în română. Expresie foarte uzitată, a trecut și s-a încetățenit în numeroase alte limbi. Având înțelesul vorbelor noastre, e în regulă, e perfect. Mihail Sadoveanu, în povestirea Singurătate, scrie: îmi place mai mult să aud glasul cerbilor la începutul toamnei, să-i aud boncăluind. All right, îmi răspunse tovarășul meu, englez prin temperament. Această expresie engleză, care prin conciziunea ei tindea la o mare expansiune, s-a trezit și ea handicapată de o concurență americană, care o expropriază tot mai mult de pretutindeni. E vorba de expresia încă mai lapidară, OK, care are exact același înțeles și face absolut același serviciu. Am deschis dicționarul de cuvinte, expresii, citate celebre, apărut la editura Științifică în 1968, pe care îl și închidem. Până data viitoare! Reținem! Așadar, OK vine de la All Correct. Este o abreviere grafiată greșit. O fi bine prin alte lumi? Până la urmă, ubi bene, ibi patria. Adică, unde e bine, acolo e patria.